În satul bunicilor mei există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești mâna pe cineva cu detectorul, eu stau jumătate din ce găsim. De unde faci rost de 800 de euro? Dacă nu plătesc întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândeam să-i cer dolul taicătu. Știi că nu mă suportă. Nu te iubește, dar de suportat te suportă. Pentru tine ar putea fi o afacere. Am găsit pe cineva. Aici e ceva mărișor. Și aici. Și aici. În cazul ăsta, eu zic să ne apucăm să săpăm. Eu cred că asta e o jansă pe care nu mai întâlnești niciodată în viață. Te rog eu frumos, numai scăna orice sârmă, că mă doare capul. Nu e deja, că trebuie musai să le declarați. Că dacă vă prinde poliția, faceți pușcărie. Ne căutăm o comoară, nu înțelegi? Ei, na. Uitași, mă, că-ți dau una de te adun de pe jos, mă. Ce zici, mă, că faci tu? Bă! Unde-i comoara? Asta-i, tati. Păi și unde sunt cristalele, rubinele, aurul? A dat ceva? Cunosc eu un hoț aici. Ăla o rezolv în 2-3 minute. Fii, mă, cu minte, mă, că ăla se duce gire la poliție. Nu mai durează un minut. Îmi pare rău că am întârziat. Te iert.